Vizită fulgeră autorităților astăzi într-un sat din Argeș. Comunitatea de rom din sat a fost luată prin surprindere de jandarmi și reprezentanți din cadrul distribuției energie Oltenia. Mai multe familii din localitate au fost suspectate că furau energie electrică. În timpul acțiunii de prevenire și combatere a sustragerii de energie electrică au fost identificate mai multe imobile care erau branșate ilegal la rețeaua distribuitorului de energie electrică printr-o instalație clandestină și improvizată ce alimenta instalația de utilizare. În urma verificărilor efectuate la fața locului, jandarmii au procedat la întocmirea documentelor de constatare conform normelor de procedură penală și a prevederilor legii privind energia electrică și gazele naturale, se arată în comunicatul emis de Jandarmeria Argeș. În urma controalelor au rezultat 3 dosare care au fost trimise în vederea continuării cercetărilor postului de poliție din localitatea respectivă, Mălureni. Simultan, reprezentanții distribuției energie Oltenia au confiscat instalațiile improvizate găsite la fața locului.